Salutare! Astăzi la review avem un Super Soco TC Max. Această motocicletă are un motor de 5,1 kW, atinge o viteză maximă de 95 km la oră și are autonomie de până la 160 km. Bateria este detașabilă. O poți lua în casă sau la birou pentru a o încărca. Motocicleta se pornește cu ajutorul acestui butor, având un sistem keyless. Toate luminile sunt LED, astfel oferind o vizibilitate mai bună. Motocicleta este echipată cu un sistem de frânare combinat. Impresionează prin designul său futurist, oferind o experiență urbană, compactă și ergonomică. Uite așa arăt la 1,75 m pe ea. Așa arăt la 1,89 m pe ea. Pentru a putea conduce legal un TC Max, ai nevoie de doar sub categoria A1. Prețul fiind de doar $5,300. Pentru a vedea, testa și cumpăra motocicletele electrice Super Soco, vizitează showroom-ul Chris Moto OMD, care se află pe drumul viilor 34. Acum să trecem la test drive. Deci de partea test drive, ce pot spun că ăsta e modelul mai puternic la TC Wonderwear. Simte de cel puțin două ori mai puternic. El este comparat cu o motocicletă de 125 cm cub, dar sincer simte ca un 250 ceva pe acolo. Partea rezervorului este mai subțire decât la un TC Wonderwear, pentru că în primul rând e o singură baterie și e un pic mai compact făcut motocicleta. Frânează excelent de bine. Deci simte o mare, mare diferență între acesta și TC Wonderwear-ul. Distribuția motocicletei acesteia e prin curea. Și prin curea din mai multe motive. Unul, pentru că e mult mai ușor de întreținut decât o distribuție pe lanț. Și doi, ține mult mai mult decât o distribuție pe lanț. Da, într-adevăr, simt puterea la motocicleta asta. Adică reacția este foarte rapidă. Asta e plusul la un electric, că îți livrează puterea deodată. Șaua este foarte confortabilă și bike-ul e foarte ușor de manevrat. Și am 82 de kg și motocicleta asta practic nici nu mă simte. Deci nu ți-e frică să ieși cu motocicleta asta la depășire, chiar dacă ești la deal. Opa! Modelul ăsta chiar m-a impresionat. Bordul e o combinație dintre clasic și electric, adică e un clasic modern. Încap foarte ușor pentru mașini. Deci uitați-vă ce de frumos accelerează, deja am 80. E motocicletă arătoasă și confortabilă. Și având în vedere cât e din înalt, nu prea pot spune asta despre toate motocicletele.